În cadrul preluării președinției din săptămâna trecută, prin rotație la Alianță, a fost și o coincidență, una fericită, după luni de zile de absența convocării acestui for, astăzi suntem, am fost de fapt adunați. Vreau să vă asigur că, ca și în cadrul președinției precedente, prin rotația Partidului Democrat, aceste ședințe vor fi foarte frecvente, mai ales că și situația o cere. Există substanță. Există materie importantă pentru a fi discutată. Deci astăzi am discutat subiectul care vizează acțiunile noastre comune urmare a zilei de 19 iunie. Decizia comună, unanimă, de fapt, n-ar fi o decizie, dragii mei, anunțată astăzi. Este o decizie care a fost consemnată la sfârșitul lunii decembrie anul trecut. Vreau să vă aduc aminte și despre declarația care a fost semnată după ziua de 5 iunie, unde, dincolo de coagularea forțelor noastre la nivelul municipiului Chișinău, s-a menționat foarte și foarte clar că trebuie să muncim în continuare pentru extinderea Alianței pentru Integrare Europeană de la nivel național la cel local. Deci astăzi acest principiu a fost reconfirmat, unanim, fără echivoc. Urmează deja munca practică la acest subiect. Modelele și principiile de formare a majorității la nivel raional. Totodată, astăzi am pus în discuție și problema pe ansamblu, în complex, privind angajamentul nostru a tuturor, celor trei componente alianțe, pentru alegerea șefului statului. Deci ne-am angajat cu toți împreună să găsim orice formulă potrivită legală pentru alegerea șefului statului și pe această cale de a încheia cu criza politică care devine deja una de durată și pe această cale evitarea legilor anticipate care nu sunt benefice pentru țară. Trebuie dumneavoastră. Cum calificați răspunsul Comisiei de Alimente care spune că șeful statului poate ferez de modificarea Constituției? Deci, decizia finală a fost adoptată, aveți dreptate. Există mai multe subiecte și dacă faceți referință la una, trebuie să faceți referință la toate, inclusiv și la concluziile care poartă o forță juridică. În aceste concluzii este foarte clar indicat că ține de dreptul suveran a Curții Constituționale, a unui stat suveran, de a găsi o soluție, ținând cont, voi încerca să citez, de circumstanțele particulare care s-au format în țară pentru depășirea crizei politice. Deci este un document care oferă un coridor de flexibilitate și în ultima instanță este Curtea Constituțională a Republicii Moldova, care urmează să se dea cu verdictul. Nu a fi această cale? Vom găsi alte căi legale. Important este ca orice soluție să se încadreze în reperele legislative ale țării și să aducă la rezultatul scontat. Repet încă o dată, există puncte care se bat cap în cap în această decizie. Și acum vreau să vă spun că, din momentul în care un document al Comisiei de la Veneție este unul cu titlul consultativ, rămâne să fie acel organ stabilit prin lege în Republica Moldova, care trebuie să stabilească foarte clar ce facem, ce se poate de făcut, ce nu se poate de făcut. Însă, încă o dată vreau să vă spun, această soluție nu este unică. Dacă Curtea Constituțională va considera că, printr-o lege organică, nu putem să depășim anumite limite, noi cu strictețe vom urma această decizie. Astăzi, cel puțin, am discutat și despre alte metode alternative pentru obținerea scopului final. Repet încă o dată, ca să nu ne pornim în continuare încă cu 10 întrebări care vor fi asemănătoare. Contează legalitatea. Metode multiple. Ele sunt, ele pot fi identificate. Astăzi a fost important ca să stabilim și să anunțăm voința politică a fiecăruia din cele trei partide constituente, voința politică și viziunea comună că avem un scop comun. Nu că unul sau cineva dorește alegerea șefului statului, iar cineva nu dorește acest lucru. Ăsta a fost scopul exercițiului pe care noi gândesc l-am atins. Это отдельная тема для того, чтобы сформировать пакет возможных решений вопроса избежания повторных парламентских выборов. Хочу вам сказать одно,
что результаты местных выборов показали, что повторные парламентские выборы навряд ли интересны для любой политической партии, потому что стало абсолютно ясно, что расклад сил в результате повторных парламентских выборов не претерпит каких-либо существенных изменений. Таким образом, мы с вами можем констатировать ситуацию, что если кто-то раньше определенные политические силы думали, и им были интересны сценарии новых и новых повторных выборов, которые, возможно, по ихнему мнению, вели бы к укреплению своих политических позиций, 5-19 число очень ясно показало, что этого не произойдет. Это означает, что был немного поостужен пыл горячих голов. Люди спустились ногами на землю, стали думать головой, не только эмоциями. Это очень замечательно для всех политических партий, иметь возможность думать. Comentez foarte și foarte pozitiv. Nu, întâi de toate, vreau să-mi cer scuze, dar coincidența cu ziua de ieri, o coincidență, nu aș vrea să o numesc nefericită, una fericită, a adus la această situație obiectivă. Eu vreau să dau o apreciere foarte pozitivă acestui rezultat, fiindcă toți împreună am muncit la el. Doi la mână, vreau să dau o apreciere pozitivă și pentru rezultatul final al alegerilor locale per ansamblu pe țară. Repet încă o dată, acest rezultat a dovedit un lucru foarte important pe calea dezvoltării democrației în Republica Moldova. Cetățenii Republicii Moldova nu mai sunt sub capacul unor influențe exclusive a unui sau altui partid, deci noi mergem pe calea dezvoltării societății ca o societate pluralistă și dezvoltarea unui sistem politic pluripartidist. Un lucru fundamental din punctul meu de vedere. Și în acest context, la fel, vreau să îi felicit pe toți cei care au avut câștig de cauză la funcțiile de primar pentru turul 2, toți cei care, prin munca lor, au dovedit că sunt demni de încrederea electoratului și au venit în administrația publică locală. Vreau să-l felicit pe domnul primar general ales. Eu gândesc că acest rezultat pe țară, pe ansamblu și la nivelul municipiului Chișinău vine să consolideze un echilibru foarte necesar politic pe țară și pe această cale vine să contribuie la consolidarea stabilității ulterioare în Republica Moldova. Cu privire la rezultatele obținute de Partidul Democrat, vreau să reiterez ceea ce am declarat în data de 7 iunie la briefingul de presă. Noi suntem foarte satisfăcuți de acest rezultat, privind cu multă atenție numărul de primari reprezentând Partidul Democrat. Aceștia reprezintă un 25% a patra parte. Vreau să fac comparație cu anul 2007, când per ansamblu acest indicator a fost ceva mai mult de 10% și cu 12,5% noiembrie anul trecut. În mod evident, este o creștere spectaculoasă din punctul meu de vedere, ceea ce demonstrează capacități și aptitudini a colegilor noștri din toate organizațiile raionale a Partidului Democrat. Deci, declar că suntem satisfăcuți și considerăm acest lucru ca o victorie importantă. Noi am vorbit și dacă voi mă ascultați cu multă atenție și dacă aveți capacitatea să auziți ceea ce spun, cred că a fost prima întrebare. Care opinie diferă? Spuneți-mi, vă rog. Nu, în general cum? În general pot să spun că afară plouă, dar afară este soare acum, e timpul frumos. Care a fost scopul nostru, dragii mei? Păi noi ce semnăm declarații de dragul declarațiilor? Deja din data de 10 iunie era foarte clar și acordul politic semnat 30 decembrie anul trecut. Astăzi noi nu am făcut decât să reiterăm calea de extindere a majorității parlamentare, cele care se află la guvernare astăzi, de la nivel central la nivel local. Ăsta este obiectivul care a fost declarat. Muncim pentru realizarea lui. Noi niciodată nu am avut o abordare de șantaj sau de presiune asupra partenerilor. Noi avem o viziune a noastră asupra ceea ce se numește parteneriat. Întâi de toate, lucrul ăsta se manifestă la nivelul faptului că dacă avem ceva discutat, preferăm să discutăm în acea sală și nu în fața dumneavoastră, iar în fața dumneavoastră să declarăm rezultatele discuțiilor.
doi la mână, noi înțelegem foarte bine că politica nu înseamnă matematică pură. În mod evident că acest rezultat ne oferă și mai multă încredere și forță, și la nivel local și la nivel național, însă lucrul ăsta nici de cum nu înseamnă că noi ignorăm interesele partenerilor, fiindcă știm foarte bine că o formulă de parteneriat este una unde pe alocuri știi să-ți iei ce ți aparține, pe alocuri știi să fii flexibil și să dai de la tine, fiindcă e o formulă care ține de interesul național. Deci egoismul politic trebuie să fie diluat și noi facem acest lucru, îmi pare mie, cu mult succes și responsabilitate. Dar cum mi se pare de acea domnului Dodon, care nu își recunoaște plângerea și ar putea ieși într-o? Bine, este dreptul fiecărui candidat, fiecărui participant la această cursă, mai ales cursa așa cum aceasta a fost la Chișinău. Când ai o diferență de un procent, vă dați seama că și emoțiile sunt la nivel. E o stare mai tensionată în acest sens, deci fiecare jucător, fiecare partid face declarațiile respective, din punctul meu de vedere este firesc. Doi la mână, manifestații stradale, există cadrul legislativ, suntem o societate democratică, atât timp cât aceste manifestații sunt unele pașnice, care se încadrează cu strictețe în normele legii, este un lucru absolut firesc. Nu cred și sper că dacă acest lucru se va întâmpla, colegii noștri din opoziție vor da dovadă de capacitate de a controla emoțiile, de capacitate de organizare și nu vor permite, sau aș spune, nu se vor gândi la degenerarea acestor acțiuni pașnice pentru destabilizarea situației pe ansamblu, fiindcă în acest caz vom vorbi de completamente alt scenariu și de alte acțiuni. А можно вас попросить сделать ссылку на источник таких моих деклараций? Или в вашей журналистской среде это уже не обязательно? То есть можно говорить о чем угодно. Правда это или вранье? Будьте любезны, дайте ссылочку. Прошу вас, то есть давалась моя цитата? Да, вы сказали, что в случае, как бы вы дали понять, что в случае, если будут люди из групп оппозиционной партии, я скажу вам так. Мне очень понравилось ваше слово. Вы дали понять. Так вот, даю понять сейчас очень четко, что все села и все граждане Республики Молдова являются гражданами страны. И хочу вам сказать, что даже на уровне Кишинева, несмотря на то, что процентом меньше проголосовали за господина Додона, процентом больше за господина Киртуака. Это не означает, что люди, которые голосовали за кандидата, который проиграл, будут иметь другие тарифы на воду или на свет, что отношение к домам, где они живут, будет иное, чем тем, который голосовал. Я этими примерами, очень простыми, хочу привести к той идее, что вот эти вот спекуляции, которые я прекрасно понимаю, зачем они делаются и откуда ноги растут, что это просто выдумки определенных либо политических партий, либо определенных средств массовой информации. Ultima întrebare. Domnul Budăbuiască, credeți că președintele trebuie ales pe un mandat de plin de 4 ani sau pe un mandat pentru perioada cât mai durează mandatul actual? Eu cred că oricare ar fi formula de alegere a șefului statului, ea trebuie să derive din lege, dar nu din ce gândiți dumneavoastră, tinere, sau ce gândesc eu. Fiindcă dacă noi construim un stat de drept, toate acțiunile, și a dumneavoastră și ale mele, trebuie să derive din lege și nu din dorințe sau presupuneri. Legea scrie ceea ce scrie. Și legea nu trebuie să fie comentată, trebuie să fie executată. Încă întrebări? Nu, puteți de la Moscova, aveți? În ce sens? Data de 21. Noutățile, ele vin, ele sunt segmentare, nu trebuie să ne grăbim, tabloul întregit va fi cunoscut la sfârșit de zi. Mulțumesc și vă doresc o zi bună în continuare.